Svetlana Toma a ținut cu tot din adinsul să-și salute admiratorii în limba română, graiul care îi amintește de Moldova și regretatul Emil Loteanu. Bună ziua, dragii mei! Îmi pare bine că vă văd, îmi pare bine că am venit la Chișinău, orașul meu cel mai iubit, orașul unde eu m-am născut, sunt născută, i tak dalje. Cu un zâmbet miraculos și aceiași doi ochi negri care i-au adus faima, Svetlana Toma a discutat mai bine de 2 ore cu admiratorii despre viață, carieră, dar și emoțiile legate de pământul natal. Vă ne представляете, как я рада здесь находиться. Я самолет приземлялся, и я сказала Марине, что Марина, у меня я так взволнована, как будто я лечу на встречу с возлюбленным. Вот какие чувства меня обуревали, когда я самолет совершал посадку, тем более, когда я ехала по улицам города, в котором я выросла. Tot pe ulițile Chișinăului, Svetlana Toma a fost descoperită de regretatul regizor Emil Loteanu, despre care actrița vorbește cu multă dragoste, dar și nostalgie. У меня был человек в моей жизни, который меня поддерживал. В моей жизни был человек, который думал обо мне, как об актрисе. В моей жизни был человек, который верил в меня. И это самое главное. У Ирины, к сожалению, я имею в виду, конечно, мил один человек. Cu mare regret, Svetlana Toma își amintește și de studioul Moldova Film, casa unde a învățat tainele filmului. Moldavska studio, Moldova Film, studio, care, к сожалению, сегодня нет, и мне очень жаль, и обидно, мне горько. Горько от того, что этого нет. Но мне хочется думать, я думаю, что я верю в то, что может быть, когда-нибудь все-таки, не хочется говорить о далеком будущем, но в ближайшем будущем все-таки эта студия возродится. La întâlnire cu îndrăgita actriță au fost prezenți mai mulți admiratori și doar cei mai curajoși au îndrăznit să-i facă o declarație de dragoste și să o sărute. Clipe care au emoționat-o pe Rada noastră până la lacrimi. Поцелуйте меня вот так. О, никто не поверит. Între spectatori am zărit-o și pe tânăra actriță Ana Ropot, care nu a ezitat să facă un compliment Svetlanei Toma, dar și să afle unul dintre cele mai tainice secrete ale actriței. Cu o siluetă de invidiat la cei 64 de ani și o privire plină de șarm, Svetlana Toma a dezvăluit că se menține în formă deoarece nu consumă alcool și tutun, dar mai are actrița și câteva șiretlicuri. Svetlana Toma a mai vorbit despre perioada grea din anii 90, când a fost nevoită să uite de cariera de actriță, dar și de rolurile jucate în serialele rusești, de care este mai puțin mândră. Deși a devenit vestită datorită rolului țigâncii Rada din filmul Șatra, Svetlana Toma dezvăluie că cel mai important rol din viață actrița urmează să-l joace.